Frau Nicolai, wissen Sie, dass wir Doamna Nicolai, știți că nu suntem de fapt diplomați și oameni de afaceri, ci eurodeputați care sunt angajați în primul rând față de drepturile omului și că noi întotdeauna apărăm drepturile omului în relație cu statele partenere, cu Rusia, cu Ucraina în această săptămână. Tocmai statele partenere trebuie să fie îndemnate să respecte drepturile omului. De acord, colegi, privilegiez opinia dumneavoastră, dar aș avea și eu curiozitate. Ați votat în favoarea acordului de asociere cu Azerbaidjanul? Pentru că și acolo condiția era să respectăm drepturile omului. Despre asta este vorba, stimate coleg. Despre dublu standard în diverse atitudini și în diverse decizii.